Care sunt mișcările atunci când masăm fața, indiferent că facem aplicare sau curățare? Exact. Cum sunt mișcările? Foarte bine pus această întrebare, pentru că sunt multe persoane care și acasă fac greșeli fără să-și dea seama. Arată-mi care este cea Deci mai cel mare mai... greșeală pe Da. care o poți face pe fața ta. Acasă, fără să vrei, când faci demachiere sau când pui o cremă, sunt multe persoane care folosesc acest sens. Ia uitați, eu le-am dat un indiciu. În momentul în care ai dezordonat sprânceana, este sensul greșit. Greșit. Când ai aranjat-o frumos, sensul nostru este bun. Și pe cât posibil să susținem la unghiul extern al ochiului, de ce? Pliem ridurile de expresie. Deci, în loc să le ajut să-și revină fața să se învioreze, eu fac această, făcând invers, greșesc. Și fac și acasă, și în cabinet la fel, dacă nu avem grijă, este un lucru extrem de important. Sensul. Deci, Aranjăm sensul. sprânceana. Exact. Ăsta Ăsta e este un sensul indiciu. corect. Ok. Un skepsis micuț, dacă vreți. În momentul în care este aranjată, este în regulă. Pe urmă, mai avem în vedere mișcările ascendente. Deci totul trebuie să fie ridicat, să ridicăm, să avem tendința de a ridica fața către sus. Niciodată să nu tragem. Sunt persoane care trag, absolut trag de fața lor în fiecare zi, nedându-și seama că își fac rău mai târziu. Nu, acum nu se vede, pentru că Andreea este tânără, dacă discutăm despre ea, dar mai târziu, când anii încep să se așeze, atunci chiar se va vedea. Și ne întrebăm Și de ce de a ce? picat fața, Da, exact. de la un lucru extrem de simplu. Ai zice, mare lucru, m-am demachiat, am trântit acolo pe tampon, am făcut câteva mișcări, sunt curată. Ești curată, dar ai făcut rele. Încă o dată repetăm, mișcări ascendente, iar la ochi, circular. La fel, la buze, sunt foarte multe persoane, facem această mișcare circulară. Nu pliem, ia uitați, și ridurile, apar Adun ridurile. ridurile, Exact, corect. ridurile de expresie. Șanțul nazogenian, la fel. Trebuie să-l ridicăm. Deci mergem pe orbicular. Avem orbicularul ochilor și orbicularul gurii. Da? Susținem, dacă vrem, comisura și am șters frumos, mă rog, cu mâna, cu discheta, depinde de ce facem noi. Să Bun. revenim la Pasul Andreea. următor. Am Am curățat. șters un pic. Acest demachiant trebuie întotdeauna șters. Deci putem șterge cu buretei acasă, au sau nu buretei, un prosopel special pentru acasă, sau tampoane, sau dischete, sau ce are. Și la fel, păstrăm într-un fel aceleași mișcări ușoare, Ascendente. cu susținere. Întotdeauna când am șters ochiul, la fel susținem unghiul extern al ochiului. Adică ce vrei să spui este că susții cu o mână, Da, da, și și cu cu una cealaltă șterg. ștergi. Sigur că da. Pentru că altfel, dacă fața este pliată, nu se pune problema ei. Dar sunt persoane care au un tonus scăzut, și dacă fața are un hipoton și eu mai mult trag de ea, deci nu, îi fac mai mult rău. Nu Arată-ne reușesc. și pe ochiul acesta cum Așa? susții Deci și susținem cum... și ștergem frumos pe orbicularul ochiului, da? Păstrăm pe cât posibil, deci fața ne învață, ia ridurile de expresie, ștergem pur și simplu, la fel v-am spus, ascendând gâtul, apropo de gât și decolteu. Sunt persoane care se ocupă în mod special de față, dar să Și nu uităm că avem neglijează. gât și decolteu. Deci trebuie neapărat să avem grijă să nu uităm că e primul care trădează. El ne dă de gol prima dată și atunci avem grijă de el, la fel la demachiere, la curățare, indiferent de ce vom face, ne ocupăm de gât și de decolteu.